Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat că există o coordonare între anumite declarații ale președintelui Klaus Iohannis și acțiunea de contestare a sa din interiorul PSD. A fost totuși oarecare coordonare, oarecare succesiune între niște evenimente, acțiuni. Eu doar vreau să vorbesc despre ele, nu zic că a fost vreo juncțiune, vreo legătură, poate a fost, nu știu. A ieșit Iohannis și a spus, scăpați de Dragnea. Rezistul, scăpați de Dragnea. Toată opoziția în frunte cu Iohannis, protocoale nu există, nu sunt abuzuri, nu sunt probleme în societate. Președintele Partidului Social Democrat a declarat că mulți colegi l-au anunțat că revolta din partidul pe care îl conduce nu a fost întâmplătoare. Liviu Dragnea a respins și critica că partidul ar sta prost în sondaje. Bun, eu știu că suntem undeva la 33-35%. Și că eu sunt sub scorul partidului. Așa eram și în februarie 2016. Și atunci PSD-ul avea 32% și am câștigat cu un scor istoric. Liviu Dragnea este de părere că președintele Iohannis va încerca să răstoarne guvernul înainte de 1 ianuarie 2019. Anul electoral 2019, și mă refer în primul rând la cel prezidențial, nu neapărat la alegerile europarlamentare, pentru că asta e miza uriașă de anul viitor. Înseamnă dorința lui Klaus Iohannis de a avea niște servicii care în continuare să se joace prin justiție, ca să le poate folosi să șantajeze, să preseze, să amenințe. La finalul săptămânii trecute, liderul PSD și-a reconfirmat poziția în cadrul Comitetului Executiv Central al partidului. 56 de membri au votat pentru menținerea lui Liviu Dragnea la conducerea PSD, în timp ce doar 8 PSD-iști au votat împotrivă.